Da? Da. Spuneți când. Pot să încep? Bună seara! În ședința de guvern a fost aprobată ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. În această seară am să vă prezint câteva elemente importante din această ordonanță. Urmează ca normele de aplicare să fie publicate în 15 zile de la aprobarea acestei ordonanțe și aprobate prin hotărâre de guvern. În primul rând, debitorii. Cine sunt cei care pot să beneficieze de această ordonanță? Persoane fizice sau juridice. Aici includem pe toată lumea, care au calitate de împrumutat în contractele de credit. Excepție, bineînțeles, sunt instituțiile de credit definite de ordonanța de urgență a Guvernului 99 din 2006. Deci, toți cei care sunt persoane fizice, persoane juridice, care au calitate de împrumutat în contractele de credit. În al doilea rând, pe ce perioadă se pot suspenda ratele? La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Deci, ordonanța spune cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Aici am adus încă o clarificare. Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pe o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Deci am făcut acest lucru pentru că s-ar putea să fie persoane sau companii care doresc doar să suspende pe perioadă de o lună, două sau trei luni. Am oferit această flexibilitate în ceea ce a circulat până acum în spațiul public, se suspenda pe o perioadă de 9 luni și foarte multe persoane poate că nu ar fi avut acest lucru. Cine dintre persoanele fizice sau și persoane fizice poate să acceseze la această facilitate, având în vedere că decizia Băncii Europene, Asociației Băncii Europene și decizia Băncii Centrale a venit în urma pandemiei de COVID-19, iar decizia Băncii Centrale din România se referă explicit la această pandemie, a trebuit să includem un articol care spune foarte clar măsura prevăzută la alineatul 1, deci suspendarea plății, se acordă doar debitorilor a căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19. Aici, iarăși, vom discuta în norme ceea ce înseamnă acest lucru. Direct este foarte clar, indirect vom spune acolo, dar vedeți că este o plajă largă de persoane fizice care poate să acceseze această facilitate, pentru că astăzi în România cam toți am fost afectați de această pandemie, direct sau indirect. Până când se pot face aceste cereri cei care doresc suspendarea ratelor? Cel mai târziu până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României. Deci vorbim de următoarele două săptămâni să se facă solicitarea către instituțiile financiar bancare. Știu că iarăși era o întrebare în spațiul public ce se întâmplă cu dobânzile în momentul în care a trecut perioada de suspendare și dacă trebuie să plătești imediat rata mărită cu suma dobânzilor. Nu se întâmplă acest lucru. Articolul 4 a stipulat dobânda datorată de debitor corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent. Deci se vor adăuga creditului, dar se reeșalonează pe toată durata creditului. Deci efortul nu va fi foarte mare imediat pentru a plăti această sumă. Suntem foarte clar. Excepția creditului ipotecare pentru care se plătește eșalonat până la maxim 5 ani. De ce această excepție? Aici pentru că statul român a intervenit să ajute pe cei cu credite ipotecare. Și la articolul 5 spunem foarte clar, statul român prin Ministerul Finanțelor Publice garantează în procent de 100% plata dobânzii capitalizate aferente creditului ipotecare. Deci, în cazul creditului ipotecare, statul român garantează plata dobânzii capitalizate 100%, dar trebuie această dobândă să fie plătită pe o perioadă de 5 ani de la momentul suspendării. Așa cum am spus, aplicarea ordonanței se va face după momentul în care vor fi elaborate și publicate normele de implementare, inclusiv modalitățile și condițiile de acordare și recuperare a garanțiilor de stat, în maxim 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență,
Eu cred că oricum săptămâna viitoare o să fim gata și cu aceste norme. Am lucrat foarte mult la ele deja împreună cu sistemul bancar și cu Banca Națională și sper să fie operabile săptămâna viitoare. Acestea au fost elementele principale din această ordonanță. Dacă înțeleg că mai sunt întrebări. Nu. Nu. Solicitarea se face cel mai târziu până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României. Se poate face atât prin sistem electronic, electric sau și prin telefon. Bineînțeles că nu este nevoie de semnat de acte adiționale, pentru că se face la cererea clientului, nu va fi nevoie de semnarea de acte adiționale pentru suspendarea plății ratelor pe această perioadă. Se aplică persoanelor, așa cum am spus, afectate direct sau indirect, a căror venituri au fost afectate direct sau indirect. În același timp, se aplică persoanelor care nu au restanțe la momentul în care au făcut această solicitare. Mai avem o întrebare de la OTV. Capitalizarea ratelor de dobândă va însemna creșterea principalului și implicita ratelor. Dacă dobânda va fi garantată de stat și nu suportată de stat, ce sens are garantarea dacă oricum aceste dobânzi intră în capitalul creditului, deci vor crește suma de plată? Nu ar fi o dublă plată? Nu, nu este o dublă plată. Aici este vorba de a ajuta pe cetățeni, poate că după această perioadă nu toți pot să-și revină imediat. Și atunci, pentru a nu avea probleme cu plata ratelor, statul va plăti această dobândă în locul cetățenilor și după aceea statul va recupera la cetățeni pe o perioadă mai lungă această dobândă. Deci ne asigurăm că cetățenii nu vor avea probleme în perioada următoare cu plata ratelor. A doua ordonanță. Mulțumesc. A doua ordonanță de urgență se referă la măsuri fiscale pe care le-am aprobat în această ședință de guvern și avem două articole. În primul rând, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, există o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat pe 25 aprilie 2020, astfel, 5% pentru contribuabilii mari stabiliți prin potrivit ordonului numărul 3609 din 2016 privind organizarea și activității de administrare a marilor contribuabili, 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit ordonului numărul 3610-2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii și 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la litera A și B. Și articolul 2, pentru pe perioada stării de urgență și încă 30 de zile după încetarea stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tractarea și combaterea COVID-19. Organele vamale nu mai solicită plata taxei pe valoare adăugată pentru importurile prevăzute la alineatul 1, iar taxa aferentă importurilor prevăzute la alineatul 1 realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul prevăzut. Deci nu se ia în calcul în acest moment. În acest fel, reducem birocrația și încercăm să aducem cât mai multe importuri în țară ale acestor materiale, fără să mai stăm să plătim TVA în vamă și să întârziem acest proces. Acestea sunt cele două ordonanțe pe care Ministerul Finanțelor le-a avut în această seară și vreau să vi le prezint. În zilele următoare, bineînțeles, vom mai discuta despre ele și săptămâna viitoare vom veni cu normele de aplicare a ordonanței pentru suspendarea ratelor de credit pentru persoane fizice și juridice. Mulțumesc mult!